Bine v-am regăsit la Exprim TV, sunt Oana Radu și Camelia Angelescu și vă invităm să trecem în revistă principalele subiecte din asigurări de astăzi. Generalii Asigurări lansează un nou produs de asigurare facultativă a locuinței, Eurocasa Flexi Plus. Acesta se adresează atât proprietarilor cât și chiriașilor și oferă posibilitatea de a include în poliță și riscuri suplimentare pe lângă oferta standard. Adrian Marin, director general adjunct Generalii Asigurări, a precizat: clienții își pot construi singur produsul în funcție de necesitățile individuale și de profilul locuinței, astfel plătesc un preț corect pentru riscurile la care sunt expuși. Plata primei se poate realiza integral, ori în rate semestriale sau trimestriale, acordându-se și o reducere de 5% pentru plata integrală. Mai mult, clienții care dețin și alte asigurări la Generalii beneficiază de o reducere de 10%. Conform studiului ING Consumer Resourcefulness, românii sunt mult mai puțin activi în privința utilizării instrumentelor financiare pentru un viitor mai sigur. Astfel, doar un român din trei deține o asigurare de viață, comparativ cu 54% la nivel global, 36% au un cont de economii, jumătate față de media globală și 25% au un plan de pensii față de 38% media globală. În privința utilizării produselor de investiții, românii se plasează pe ultimul loc, în rândul țărilor incluse în studiu ING. În schimb, procentul celor care dețin un card de credit în România este relativ similar cu cel de la nivel global. Mai multe detalii despre studiul ING găsiți accesând www.unoasic.ro. Signal Iduna a anunțat că și-a îndeplinit în 2010 obiectivele propuse, tendința urmată fiind cea de stabilizare a vânzărilor. Leslie Breer, președintele companiei, a precizat: în anul 2010 am avut în vedere securizarea portofoliului de clienți, concentrându-ne pe asigurări de sănătate, dar în același timp am dorit să oferim clienților noștri soluții complete de asigurări de viață și accidente. În ceea ce privește anul 2011, Leslie Breer a declarat că Signal Iduna va continua optimizarea operațiunilor pe piața din România, concentrându-se pe dezvoltarea de noi produse de asigurare de sănătate și viață, dar urmărind de asemenea și adăugarea de noi asigurări și servicii. Asigurarea obligatorie a locuinței continuă să fie unul dintre principalele subiecte din asigurări aflate în aceste zile pe agenda publică. Astfel, emisiunea Ora de Risc de astăzi de la RFI va aborda acest subiect în contextul în care termenul limită până la care românii își mai pot încheia asigurarea obligatorie a locuinței a fost prelungit până la 15 iulie 2011. Marius Bulugea, director general PAID, Nicolae Mușat, vicepreședinte PAID, Alexandru Ciuncan, secretar general al Asociației pentru Promovarea Asigurărilor și Oleg Doronceanu, coordonatorul asigurarea locuințelor.ro, sunt invitații emisiunii de astăzi. Ce înseamnă prelungirea termenului limită până la care românii trebuie să își asigure casele? Ce a determinat această prelungire? Ce implicații aduce ea? Toate aceste întrebări își vor găsi răspunsul în cadrul emisiunii de astăzi de la RFI, începând cu orele 13:30. Mergem acum în plan extern și aflăm că AIG a finalizat planul de recapitalizare și a reușit să ramburseze integral datoria pe care o avea la Federal Bank of New York la începutul acestui an. Grupul a returnat cele 21 de miliarde de dolari împrumutate de la Fed în 2008 sub formă de ajutor guvernamental, rămânând în prezent cu o cotă de 92% din acțiunile sale deținute de Trezoreria Statelor Unite. Lloyd's a solicitat prin vocea președintelui Richard Ward schimbări la sistemul de reglementare Solvency II, ce va intra în vigoare începând cu 2013. Richard Ward a declarat pentru Financial Times că este evident faptul că formula standard de adecvare a capitalului menționată în Solvency II nu este aplicabilă pentru jucătorii de talie mondială, cum este și cazul Lloyd's. Aceasta este mult prea restrictivă, în special în ceea ce privește riscurile de catastrofă naturală. Acestea au fost informațiile din asigurări de astăzi. Noi vă mulțumim pentru atenție. Vă dorim o zi cât mai bună și ne revedem din nou mâine cu cele mai importante subiecte la Exprim TV.